Mărit să fii mire ca Avram și binecuvântat să fii ca Isaac și să te înmulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând într-o dreptate poruncile lui Dumnezeu. Amin. Da, cum am venit. Mă dă-te te ridici. Te închini. Să vă Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, Sfânta Comunie, Sfânta Nașului. Să vedem și noi. Să vă dați. Mâna nașii. Mâna mireții. Da. E sigur. Dați buchetul la nașii să-l ține nașii. Așa. Nașii atriții de partea așa. A, așa. Da. Termina pe prunia. Da, da. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te înmulțești ca Rahila, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind hotarul legii, ca așa binevoit Dumnezeu. Amin. Așa. Vă ridicați.
Să da Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, Sfânta Comunie, mâna nașului, mâna nașii și soțul, nu mâna soțului, soțul. Sau partenerul de viață. Viață acolo. Puțină atenție. Și după care ieșim în curtea bisericii să vedem lumea. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Treimea cea Dumnezeu sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o dumnezeire și o părăsie să vă binecuvinteze pe voi. Amin. Să vă dea o viață îndelungată, naștere de prunci bun, spor în viață și credință. Să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă încredincească și de bunătățile cele cerești. Pentru rugăciunile prea sfintei născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei a arătat nunta cinstită, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru. Pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Mărinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu, încununați și întocmai cu apostolii, Constantin și mama sa Elena, ale Sfântului, ce spun vă luați la casă? Ce cramă aveți la casă? Ale Sfinților Împărați, iată, Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Ne luăm de mână, la fel. Așa, și mergem pe la icoanele cele mari aici. Da? Stai, stai, stai. Stai aici, așa mergem la mari aici, după care mergem la aici. Isaia dânsuiește fecioara avut în pântece și a născut fiu pe Emanuel, pe Dumnezeu și omul. Răsăritul este numelui pe care slăvindu-l pe fecioara o fericit. Sfinților mucenici, care vine v-ați nevoit și v-ați încurcat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, lauda apostolilor și bucuria mucenicilor, a căror propovăduire. Yeah.
Ilumină ochilor, eu iubit până să mor. Pe cine iubesc, iubesc, tu poți fi de mă toate. Ilumină ochilor, eu iubit până să mor. Viața de vreau să mor cu tine, Dumnezeu să ne dea zile bune. O lume doară, doară să trăi și mereu să ne iubim. Peste noapte iubesc stelele, pe tine tot timpul o să iubesc. Fie noapte, fie zi, nu așa. Și după aia Thank you.
Yeah.